În ciuda bucuriei suporterilor să participe la finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid și Liverpool, meciul a debutat cu o jumătate de oră mai târziu. Din cauza proastei organizări a gazdelor, suporterii nu au reușit să intre la timp pe stadionul Saint-Denis din Paris. Mii de fani ai ambelor echipe s-au călcat în picioare și au pătruns cu greu pe arenă. În plus, mulți dintre ei au sărit gardurile de teamă că vor rata debutul ultimului act al UEFA Champions League. Înainte de marea finală, suporterii Real Madrid și Liverpool s-au înghesuit pur și simplu la porțile stadionului și astfel s-au format cozi mari. În aceste condiții, Forul Continental a decis ca partida să înceapă la 22 și 36 de minute, pentru ca toți spectatorii să intre liniștiți în tribune. Totuși, numai de liniște nu au avut parte susținătorii celor două echipe înainte de marea finală a Ligii Campionilor. Pe lângă aglomerația de la intrare, au existat și suporteri care au sărit pur și simplu gardurile stadionului și au intrat în arena. Până acum nu s-a stabilit dacă aceștia aveau bilete la finală sau au făcut acest gest din dorința de a ajunge mai repede la locurile lor. Pentru a-i opri, personalul de pază a fost nevoit să folosească chiar și forța în anumite cazuri. Suporterii n-au ezitat să-și arate nemulțumirea față de proasta organizare a gazdelor. În final, ei au avut de așteptat 36 de minute până au reușit să-și ocupe locul în tribune. Situația cozilor interminabile de pe Stade de France i-a determinat pe oficiarii clubului Liverpool să reacționeze dur și să ceară o anchetă în acest sens. Suntem extrem de dezamăgiți de problemele legate de intrarea pe stadion și de defecțiunea perimetrului de securitate cu care s-au confruntat fanii Liverpool în această seară pe Stade de France. Acesta este cel mai grozav meci din fotbalul european, iar suporterii nu ar trebui să fie nevoiți să experimenteze scenele la care am asistat în această seară. Am solicitat oficial o investigație oficială a cauzelor acestor probleme inacceptabile. Se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului englez.